Amin. Să-mi ridicați pe picioare și am dorit să dăm cinste cuvântului pe care îl voi citi din Evanghelia după Matei, capitolul 2, doar versetul 11, dacă se poate proiecta. Cei ce aveți Sfintele Scripturi, vă rog să le deschideți la pagina biblică 924. Matei 2, versetul 11. Au intrat în casă, au văzut pruncul cu Maria, mama lui, s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Apoi și-au deschis visteiriile și au adus daruri, aur, tămâie și smirnă. Amin. Vă rog să fie versetul să fie lăsat proiectat acolo. Amin. Vă rog să vă reașezați. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, cât și frații care stau în zona aia, și surorile, și frații, și leviți, și toți slujitorii. Mi-a fost dor de voi, eu bucate de vreme n-am mai fost în mijlocul dumneavoastră, am fost plecat, în misiune, bineînțeles. S-au auzit zvonuri că am plecat la o altă biserică pastor, nu e adevărat. Eu sunt pastor cu voi aici în biserică, nu plec, nici nu am plecat, însă aș vrea să vă spun că sunt împotriva celor care au vrut bisericile, nu le vorbim de rău, că ne temem de Dumnezeu, sunt frații noștri, ne rugăm pentru ei ca Dumnezeu să lucreze la inima lor și să ne unim biserica. Noi nu încurajăm cei care au ieșit. Aș vrea să mă audă toți toflenii. Chiar am pornit o campanie de unitatea bisericilor rugului aprins, de aia și am fost plecat. Continuu să merg mai departe, așa că nu încurajez nicio grupare care să rupă de biserică. Ne rugăm Domnului să unească Dumnezeu biserica și în Toflea și spuneți amin dacă sunteți de acord. Să unească Dumnezeu și biserica în Cluj și în Birmingham și în Hagen. Deja în Newcastle biserica s-a unit. De fapt, asta vrea Dumnezeu de la noi. Unitate. Să trăim împreună. Cred că Dumnezeu va binecuvânta sufletul nostru să trăim împreună, pentru că suntem frați. Și cei care s-au despărțit de noi, n-avem niciun drept să le vorbim de rău, pentru că sunt frații noștri. Doar ne rugăm și postim ca Dumnezeu să ne ajute să ne unim și să trăim împreună. Și toate biserica să spunem amin. Sărbătoarea de iarnă e sărbătoarea familiei. E o sărbătoare de care cu toții ne bucurăm și foarte mult suntem așa concentrați pe familie. Și e un mare adevăr. Când vorbim că s-a născut, când se naște un prunc în casele noastre sau când s-a născut, acum când se naște un nepot sau ceva, toată familia se bucură. Când noi vorbim că s-a născut un prunc, noi ne bucurăm. Măcar că alții s-au întristat, s-au tulburat casa lui Irod și alții. Și tot Ierusalimul împreună cu el. Însă pentru noi, nașterea Domnului în prima parte a adus fericire și bucurie. Domnul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Mai mult de atât, nu știu ce aș putea să spun. Când vorbim de acest verset pe care l-am rugat pe frații să lasă să fie proiectat, cuvântul Domnului spune că magii
au intrat în casă, dar până să intre în casă, ei au călătorit foarte mult. Ca să te poți întâlni cu Dumnezeu, asta înseamnă o călătorie continuă. Căutați-mă și o să mă găsiți. Bateți și vi s-or deschide. A găsi pe Dumnezeu, asta înseamnă o călătorie continuă. Un mers continuu. Israelul spre Canaan avea o călătorie continuă. Zi și noapte. Ziua era stâlpul de nor și noaptea era stâlpul de foc. Era o călătorie continuă. Adică Dumnezeu nu vrea ca tu să abandonezi pocăința, ci tot timpul să alergăm, că vin probleme să ne împiedică să nu mai mergem spre o țintă, spre Hristos. Da, pentru că ei n-au fost atenți, au deviat puțin, dar călătoria lor tot a fost. Până au ajuns la casa unde era pruncul Iisus. Noi avem o călătorie care tot călătorim până ne vom întâlni cu Iisus. Dar asta înseamnă luptă, asta înseamnă alergare și chiar Sfântul Apostol Pavel spune în una din scrierile lui că alergarea noastră o compară ca jocurile de obște, ca un alergător. Când sosește linia de sosire și trece dincolo, capătă premiul. Viața noastră e ca viața unui străin călător și un alergător care nu trebuie să se oprească. Un alergător de care trebuie să se înfrâneze la tot felul de lucruri ca să nu-l poate împiedica. Însă cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa. Au intrat în casă. Au văzut pruncul. Eu nu abandonez pocăința. Eu merg mai departe și trebuie să văd ceva. Eu nu pot să mă închin cuiva dacă mai întâi nu-l văd, nu-l cunosc. Observați dumneavoastră ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Mai întâi au văzut pruncul. S-au aruncat cu fața la pământ. Asta contează foarte mult. Poziția noastră de închinare înaintea lui Dumnezeu. Nu cu fața în sus, ci cu fața în jos, înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu spune că s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat. Primul lucru pe care ar trebui să-l facă un creștin, ceea ce a adus Iisus în viața noastră, o a adus adevărata închinare. Se întâlnește cu samariteanca. Părinții noștri spune că în Ierusalim, alții spun pe munte. Și Domnul spune așa, adevărat închinător ai Tatălui meu, spune Iisus, și în cei care se închină Tatălui în Duh și în adevăr. Adevărata valoare a închinării a adus-o Iisus. Slăvit să fie Dumnezeu! Și nu te poți închina. Închinarea noastră e plăcută dacă avem o poziție înaintea lui Dumnezeu. Apoi cuvântul lui Dumnezeu spune că în urma închinărilor au adus darurile. Asta înseamnă recunoașterea lui. Aur ca împărat, tămâie ca preot și smirnă ca cel mai mare profet. Nu cred că poate fi primit darul dacă închinarea nu e o închinare plăcută lui Dumnezeu. Să închină doi frați și pentru că la unul nu a fost închinarea plăcută, nu a fost primit nici darul lui pe care l-a adus. Era vorba despre Cain și Abel. Cuvântul Domnului spune că darul lui Cain nu a fost primit de Dumnezeu. Pentru că el n-a avut o închinare reală înaintea lui Dumnezeu. Când noi ne închinăm înaintea Domnului,
Nu mai există alți Dumnezei în viața noastră. Asta înseamnă că ne-am separat de lume și de Dumnezeii pe care pe noi ne robiau și declarăm un singur Dumnezeu, Tatăl, de care ne închinăm Lui. Cain, când vine la închinare, el mai avea un Dumnezeu pe care îl păștea. Era ura și răutatea lui, pe care nu i-a dat voie să fie plăcut înaintea Domnului. Când Iacov se întoarce, spune fiilor săi, mâine mergem să ne vom închina înaintea Domnului Dumnezeului pe care m-a izbăvit din mâna fratele meu și de care m-a binecuvântat. Curățiți-vă mâinile, spălați-vă hainele, fiți curat, scoateți toți Dumnezeii din viața voastră, din casa voastră, că mâine ne vom închina Domnului Dumnezeului nostru. Și toată biserica să spunem amin. Când mergem la închinare, asta înseamnă că ne debarasăm de tot ce este lumesc și tot ce poate deveni Dumnezeu pentru noi. Nu numai banii, nu numai nervii care pe alții robesc, nu numai mânia, nu numai minciuna, nu numai bârfa, toate le scoatem. Nu se poate cu ele la închinare. Nu poți aduce darurile atâta vreme cât ușa inimii e pătată de păcat. Cuvântul lui Dumnezeu spune că mai întâi ei l-au văzut, s-au aruncat cu fața la pământ și au început să se închină. Asta înseamnă recunoașterea. Îl recunosc ca Domn și Salvator și Stăpânul meu. Recunosc că nu e nimeni mai puternic decât El. El guvernează cerurile și pământul. El este creatorul tuturor lucrurilor. Asta înseamnă închinare. Recunosc. Am abandonat tot ce este rău, de la minciună și lucrurile pe care pe noi ne robesc. Când merg la închinare, abandonez sau las tot din viața mea. Omorâți, spune Sfântul Apostol Pavel, mădularele voastre. Sunt unele lucruri care trebuie să le ucizi tu din viața ta. Nu că mai târziu te vor ucide ele pe tine. Păcatul e ucigător. Dacă nu-l ucizi tu cu adevărul, cu Duhul lui Dumnezeu și cu cuvântul, te va ucide el pe tine. Și la închinare nu se poate așa. Cuvântul Domnului spune că au văzut. Nașterea aduce daruri. Ce e născut, există. Ce nu e născut, nu există. Știm foarte bine toți că s-a născut un Mântuitor. Toată lumea știe. Toată lumea sărbătoresc. Toți oamenii. Alții beau, alții se distrează, alții fac petreceri. Că s-a născut un Iisus. Dar vă întreb pe dumneavoastră, oare credeți că e de ajuns numai Iisus născut? Și noi nu? Și noi nu? Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Noi știm că s-a născut un Iisus. Și în momentul când s-a născut Iisus, au venit și darurile. Eu cred că numai unde se naște Iisus, vin darurile. Doamne, ai milă. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Dacă încă nu s-a născut Iisus în viața dumitale, darurile nu o să vină. Și tu n-ai să vezi niciodată. Și tu n-ai să intri niciodată. Numai cine este născut poate vedea. Numai cine este născut poate intra. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Ioan capitolul 3, versetul 3. Iisus lui Nicodim, adevărat, adevărat îți spun, că dacă un om nu se naște din nou,
adică noua prelucrare, modelare, nu poate vedea. Numai oamenii născuți din nou poate vedea. Numai un om născut din nou poate vedea slava lui Dumnezeu. Îl poate vedea pe Dumnezeu. Își poate vedea fratele bine. Cum poți să spui că mă iubești pe mine, spune Dumnezeu, când pe mine nu mă vezi? Și pe fratele tău pe care îl vezi, nu îl iubești. Numai oamenii care se nasc din nou pot vedea ce altul nu poate vedea. Au intrat înăuntru și au văzut ceva. Poți intra și să nu vezi. Pentru că n-ai naștere din nou. Și apoi, în versetul 5, tot din capitolul 3, Evanghelia după Ioan, cuvântul Domnului spune: cine nu se naște din nou din apă și din Duh, nu poate intra. Nimeni nu poate vedea pe Domnul dacă n-are nașterea asta din nou. Nimeni nu poate intra dacă n-are nașterea din nou. Se bucură pământul, se bucură o planetă întreagă că s-a născut un Mântuitor. Dar se bucură un cer întreg când se naște un creștin. Și toată biserica să spunem amin. S-a bucurat o planetă întreagă când s-a născut un Iisus. Corect. Se bucură cerul când dumneata te naști din nou. Asta înseamnă o nouă prelucrare, o nouă modelare. După cum se bucură pământul de nașterea lui, așa se bucură Dumnezeu și cerul când unul dintre păcătos se naște din nou. Pentru că ce se naște există. Creștini nenăscuți din nou, din apă și din Duh, nu poate exista în registrul lui Dumnezeu. Căutați în primăria comunei Brăhășești dacă există cineva nenăscut trecut în registru. N-are cum. În registrul lui Dumnezeu, în cartea vieții, sunt trecuți cei născuți din nou. Un pocăit nenăscut din nou nu poate fi trecut în registrul lui Dumnezeu. Se bucură Dumnezeu când ne rugăm? Se bucură Dumnezeu când cântăm? Bucuria mamei, știți când e? Când ea are dureri la naștere, dar când vede pruncul, uite durerile. Mai ales să aștept să-ți vină un băiat, uiți toată durerea și ai pruncul în brațe și plângi de bucurie. Știți când se bucură mama noastră din dealul Golgotei? Când dumneata și eu ne naștem din nou. Și ce fel de prunci ține Iisus în brațe? Cei care se nasc. M-auzi cu tine vorbesc. Poate ține Dumnezeu în brațe un prunc nenăscut? N-are cum. Când se bucură mama sau tata? Când pruncul se naște, le-a în brațe. Ce ții tu în brațe, Doamne? Și Domnul știe ce va spune? Pe cei născuți le țin în brațele meu, ca părinte, ca un părinte bun. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Și toată biserica să spunem? Roadele nașterii din nou. Eu am înumerat aproape vreo 7. Ele poate fi mai multe. Roadele nașterii din nou. Care sunt roadele nașterii din nou? După ce îmi dau seama că cineva e născut din nou, când el are siguranța mântuirii, e sigur. Te întreb, ești mântuit sau nu? Și când ai să-l vezi că spune, nu știu, nu-i treabă bună.
Foarte mulți așteaptă să fie mântuiți când vine Domnul. Nu. Domnul vine să ia pe cei mântuiți. Și toată biserica să spunem amin. Iată deci că împărăția lui Dumnezeu este unde? Înăuntrul vostru. Domnul vine să ia pe cei mântuiți. Roadele nașterii din nou, al doilea lucru. O continuă viață de sfințenie. El nu trăiește astăzi sfânt și mai trăiește peste o săptămână. E o continuitate. Viața mea a devenit o obișnuință a sfințeniei. Trăiesc în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu, în sfințenie. Asta înseamnă roadele nașterii din nou. Îmi place să trăiesc în fiecare zi, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Evanghelia după Luca, capitolul 1, versetul 75. Trăind înaintea lui, în fiecare zi, în sfințenie. Pus deoparte, consacrat pentru el. Asta înseamnă roadele nașterii din nou. A crede, a fi sigur în mântuire, a trăi o viață continuă în sfințenie. A avea în tine un duh de rugăciune. Născut din nou, are viață în el. Am spus că rugăciunea e sufletul credinței. Oamenii care sunt loviți de boala aceasta, de pandemie, au nevoie de oxigen. Lângă ei câte o butelie să le poate sătura plămânii de oxigen. Un creștin are nevoie de oxigenul rugăciunii. Și toată biserica să spunem amin. Tu ai nevoie zi de zi de duhul de rugăciune. Cei născuți din nou am nevoie de acest oxigen să trăiască și depinde numai de Dumnezeu. Depinde această rugăciune. Cel născut din nou. Cel născut din nou. Roadele acestui lucru. Foame după cuvântul lui Dumnezeu. Sunt născut nefoame, după neprihănire, după Dumnezeu. Când în tine pătrunde foamea aceasta, înseamnă că tu ai naștere din nou. Tu te hrănești numai cu acest cuvânt. Depinzi numai de el. Ce-ți place? Cu ce ai vrea să te hrănești tu când toată lumea carne de porc? Când toată lumea bea și mănâncă, tu cu ce te saturi? Iertați-mă îndrăzneala asta. Când toată lumea tochituri și mâncăruri, tu cu ce te saturi? Noi cu ce ne desfătăm? La fel ca și ei? Care e desfătarea ta? Care e bucuria ta? Cu ce te saturi dumneata în fiecare dimineață? Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciune, când s-o cântare, îl auzi pe Dumnezeu sau repede te duci la cratiță? Cu ce? Foame! Foame! După cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, roadele nașterii din nou, dragoste după Dumnezeu. Îmi arde inima în mine că-L iubesc pe Dumnezeu. Să topește ceva în mine. Când iubești o persoană, stai tot timpul gândul la persoana respectivă. Când iubești pe Dumnezeu, stai tot timpul cu gândul la El. Asta înseamnă iubire de Dumnezeu. Non-stop mă gândesc la El pentru că îl iubesc.
Al șaselea lucru. Nașterea din nou. Care sunt roadele acestei nașteri din nou? O dorință ferbinte de a sluji lui Dumnezeu. Și toată biserica să spunem amin. O dorință ferbinte de a-L sluji lui Hristos. Arde în mine să fac ceva. Să mă duc, să duc o pâine, să fac ceva, să slujesc, să fac ceva. O poezie, o cântare, arde ceva în tine să-i faci Domnului. Și al șaptelea lucru, dragoste de frați, dragoste de frați și iubire multă după unitatea unul pentru celălalt. Al șaptelea lucru. Asta înseamnă roadele nașterii din nou. Ne bucurăm de nașterea Domnului, dar și Dumnezeu vrea să se bucură de nașterea dumitale și de nașterea mea. Și acum dacă se mai poate proiecta un verset, Isaia, capitolul 9, versetul 6. Căci un copil ni s-a născut. Asta înseamnă fericire. Asta înseamnă bucurie. Când se naște un prunc în familie, ce e? Fericire. Bucurie. Un copil ni s-a născut. Un fiu. Un ajutor. Un moștenitor. Ni s-a dat. Domnia va fi pe umerii lui. Îl vor numi minunat. Cel care face minuni și vindecări. Sfetnic. Cel care dă sfaturi și ne sfătuiește. Nimeni. Niciun sfetnic. Foarte mulți împărați aveau cât un sfetnic lângă el să-i poate sfătui. Cum te sfătuiește Domnul, nu te sfătuie nimeni. Ascultă-mă, când ai fost singură și singur, El te sfătuia să mergi mai departe. Dumnezeu tare! Nimeni! Ca El puternic. Nimeni. Nimeni ca El puternic. Dumnezeu tare. Adică nu te teme. Că pe pământ s-a născut un Dumnezeu tare. Un viteaz. De care nimeni nu-L poate înfrunta. De care nimeni nu poate sta împotriva Lui. E Dumnezeul tău și al meu. Și toată biserica să spunem amin. Părinte veșniciilor. Ce înseamnă părinte? Asta înseamnă, când spun părinte, înseamnă purtător de grijă. Adevărata pâine ne-a dat-o El. Cea mai caldă pâine ne dă părinții. Cele mai călduroase îmbrățișări le dau părinții. Să nu uiți. Când El spune părinte, asta înseamnă stai liniștit că eu am să-ți port de grijă. Ascultă-mă. Credeți că prin rugăciunile noastre, prin abilitățile noastre? Nu. Avem un părinte cel mai bun, care e purtător de grijă și nouă și copiilor noștri. Și toată biserica să spunem, și toată biserica să spunem, nimeni ca El.
cel mai bun părinte. Ne-a dat cea mai bună pâine. Pâinea caldă și proaspătă nu o mănânci decât în casa părintească. Și când spune părinte, asta înseamnă Dumnezeu purtător de griji. Și toată biserica, să spunem. Apoi, Domnul păcii. Domnul întregului pământ. Dacă putem numi guvernator al acestui univers, proprietarul al acestui univers, stăpânul casei noastre, Domnul Hristos, El e proprietarul, nu tu, nu eu. Când îl numim Domn, El e guvernatorul și proprietarul acestui univers. El e proprietarul și Domnul casei tale. Să nu uiți, dumneata nu ești proprietarul. Tu și eu, noi toți, suntem proprietatea lui Dumnezeu. Hai să-L aplaudăm. Au intrat înăuntru, au văzut pruncul, s-au aruncat cu fața la pământ, s-au închinat și au adus ceva. Daruri. Asta înseamnă recunoaștere. Ca împărat, ca preot și ca marele profet. Vă întreb și te întreb în dimineața aceasta, pentru că închei mesajul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, valabil nouă și celor care ne urmăresc pe internet. Toflenilor, ce e Iisus pentru tine? Biserica Rugul a prins toflea. Ce este Iisus pentru noi? Un făcător de minuni? Un Dumnezeu materialist? Mai e Iisus pentru tine rege? Cine e rege? Ce face un rege? Ce? Are un regat? Corect? Are o împărăție? Are o armată? El conduce totul. Totul e sub stăpânirea Lui. Când spunem rege, permiteți-mi să vă spun, dacă eu sunt fiul Lui, vă rog fiți foarte atenți, că vreau să închei. Dacă eu sunt fiul Lui și tata e rege, eu ce sunt? Dacă tata e rege, eu ce sunt? Dacă tatăl meu e rege, tu ce ești? Ce? Hai, spune. Dacă tata e rege, ce ești tu? Știi ce ești? O prințesă. Știi ce ești, frate? Nu ești oricine. Ești prinț. Când tata e rege, noi suntem prinți ai universului, ai cerului. Și toată biserica să spunem amin. Și toată biserica să spunem amin. Ce e pentru tine Iisus? Dar un Dumnezeu care s-a născut? Magii l-au văzut împărat. Și ce-a spus lui Irod? Unde-i împăratul de curând născut? Să ne închinăm lui. Îl recunoaștem. El va guverna. El e stăpânul universului. Și al doilea lucru. El venind în lumea noastră, a venit ca marele preot.
să mijlocească. Preoții aduceau jertfă pentru popor și pentru păcatele lor. Noi avem un mare preot care are milă de slăbiciunile noastre, de care mijlocește pentru noi, un avocat, un paraclet, de care și-a dat viața pentru noi, un preot de care are milă de noi. Binecuvântat să fie Domnul! Binecuvântat să fie Domnul! A intrat în Sfânta Sfinților odată pentru totdeauna, a rupt perdeaua din lăuntru templului, ne-a deschis cerul să putem intra în el. Marele preot Hristos! Și cuvântul lui Dumnezeu spune că voi sunteți temple ale Duhului Sfânt. Și cine se stăpânească în tine? Marele preot, Iisus. Și toată biserica să spune amin. E pentru tine, Iisus, mare preot? Când a tămâiat ultima dată în inima ta? Când? Când ai simțit slujbă preotească în sufletul tău? Când ai simțit că rugăciunea ta miroase ca o tămâie înaintea lui Dumnezeu? Când? Și al treilea lucru, Iisus ca marele proroc, ca marele profet, ca cel care a spus și a luat ființă, care niciodată cuvântul lui nu s-a întors înapoi fără rod. Cei ce cred Sfintele Scripturi, asta înseamnă că îl văd ca marele profet. Când vorbim de Smirnă, vorbim de profet. Cuvântul lui Dumnezeu profețește pentru noi. Dacă pentru mine Iisus e un profet, asta înseamnă să cred cuvântul lui Dumnezeu. Pentru mine Iisus e regele meu, pentru mine Iisus e preotul meu, pentru mine Iisus e profetul meu. Literă de lege, ce îmi spune El, eu aia cred. Îmi poate veni și un înger să-mi propovăduiască o altă evanghelie. Eu nu cred. Eu cred ce îmi spune profetul meu, ce îmi spune Iisus al meu. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Doamne, ai milă și binecuvintează-ne pe toți. Dacă tata-i rege, noi trebuie să-l onorăm prin cum trăim. Noi să trăim ca niște prinți. Și prinții trebuie să fie plini de bucurie și când au și când nu au. Știți de ce? Foarte mult așteaptă noi să avem acum. O parte din noi avem, dar nu avem pe deplin. O parte din noi avem acum, dar nu pe deplin. Pentru că noi suntem străini și călători pe acest pământ. Însă va veni ziua când Dumnezeu va umple inima și viața noastră de bucurie, o veșnicie, un început fără de sfârșit. Permiteți-mi să vă spun și cu asta închei. S-a săturat Dumnezeu ca poporului să fie condus cu sceptru sau cu toiagul. Asta înseamnă cu sceptru, adică să tot poruncești, cu toiagul tot să lovești. Dumnezeu ne-a învățat să conducem poporul nici cu sceptru, nici cu toiagul, ci cu pâinea în mână. Dumnezeu și-a condus poporul lui Israel într-un pustiu cu pâinea în mână. Vine Iisus și-a condus poporul cu pâinea în mână. Până acolo că s-a identificat El însuși spunând, eu sunt adevărata pâine. Cred că e timpul și momentul când biserica trebuie să aștepte pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu cu pâinea în mână. Și cine este pâinea? E Iisus. Dumnezeu din cer să ne binecuvinteze pe toți. Și toată biserica, să spunem, ne ridicăm pe picioare. Vrem să ne rugăm.
Dar ascultă-mă. Dacă în inima ta nu domnește Dumnezeu ca împărat, să-L recunoști. Magii L-au recunoscut, de aia și-au adus darurile. Dacă nu-L recunoști ca împărat, ca preot, ca marele profet, nu ajută la nimic. Putem plânge când a murit, putem plânge că s-a născut. Mă rog, contează foarte mult ceea ce crezi tu despre El. Ascultă-mă. Prea puțin contează ce crezi despre mine. Credința dumitale nu e ceea ce crezi despre mine. Credința dumitale este ceea ce crezi despre El. Ce crezi tu despre Iisus? Ne întâlnim și dăm așa cu prosopusul. Ce crezi despre fratele cutare? Ce crezi tu despre sora cutare? Despre frați nu cred nimic. Rămâne să cred despre Dumnezeu ceva. Că El e Salvatorul și Mântuitorul meu. Credem prea mult despre alții. Credem prea mult despre surori și frați. Dar despre Dumnezeu prea puțin. Ce crezi tu despre El? Ce-L vezi tu pe Iisus? Ce crezi tu în inima ta despre El? Ce este Iisus pentru tine? Dar un prunc care s-a născut și doar atât? Crezi că acest împărat guvernează peste viața ta și familia ta? Eu cred că peste cine guvernează acest împărat, cel peste care guvernează El, ăla trăiește ca un prinț, nu ca un miloc, nu ca un cerșetor, nu ca un om plin de rușine, ci trăiește ca un prinț. Binecuvântat să fie Domnul. Haideți cu toții să ne închinăm înaintea Domnului cu două strofe dintr-o cântare. Mi-a plăcut ultima cântare pe care a cântat-o. Și apoi vrem să ne rugăm înaintea Domnului, pentru că vreau să vă spun ceva. Nu te grăbi să te rogi. Nu te grăbi să te închini. Că contează foarte mult, nu vorbele pe care le spui. Contează foarte mult ceea ce crezi despre El. Asta contează foarte mult. Dacă în inima ta crezi că Dumnezeu e Fiul lui Dumnezeu Iisus și că Dumnezeu L-a înviat dintre cei morți și că El e împăratul, El e marele împărat, El e marele preot, El e marele profet, El e Salvatorul tău, e de ajuns. Poți să te rogi cât poți de puțin, e de ajuns. Dacă în inima ta nu crezi aceste lucruri, degeaba te rogi. Închinarea ta nu are nicio valoare. Haideți să ne închinăm înaintea Domnului cu două, trei strofe dintr-o cântare, după care vrem să ne rugăm. Dar în rugăciunea noastră, gândește bine ce crezi tu despre Iisus. Foarte mulți cred că Iisus i-a abandonat, ceea ce nu e adevărat. Foarte mult îl cred pe Dumnezeu un Dumnezeu neputincios. Nu mai poate Dumnezeu face. Foarte mulți cred că Dumnezeu i-a uitat, dar nu te uite Dumnezeu niciodată. Biblia spune, chiar dacă o mamă își va uita pruncul, eu, Domnul, n-am să te uit. Dumnezeu nu-și uită pruncii. Dumnezeu nu uită niciodată pe cei care se nasc. O mamă nu-și uită pruncul care l-a născut, ci îl ține în mână și îl alăptează, îl crește, îl îngrijește. Asta face Iisus cu cei care se nasc din nou. Dumnezeu va trimite Duhul Sfânt în inimă fiilor Săi, celor care se nasc. Se bucură planeta de nașterea Lui, dar se bucură cerul și de nașterea ta. Și când noi ne schimbăm, se bucură cerul când tu ai o viață schimbată,
când tu te reabilitezi, când tu te lași pe lucrat de mâna Domnului. Nu cei botezați, nu cei ce fac slujbe, ci cei născuți din nou vor vedea și vor intra în Împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ai milă! N-ai vrea și tu să faci bucurie cerului? Cine vrea să facă bucurie cerului? Să ridice mâna. Asta înseamnă naștere din nou. Să se bucure Domnul de nașterea ta, de formarea ta din nou, de prelucrarea ta, de modelarea ta, pe care ți-o dă cuvântul și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Puterea ta.